era o Corrigini Iași, cea care se ocupă de o colecție unică în țara noastră. Este vorba de colecția Istoria Teatrului Românesc, care se află acum la Muzeul Mihai Eminescu din Popov. Doamna Laura Terete, aveam impresia că și domnia sa e din Doamna Laura Terente a organizat această expoziție anul trecut, cred, pe care a itinerat-o la Paris. Deci, ce e bun pentru Paris, clar, este bun și pentru Brăila. Iar spune eu un compendiu ilustrat a ceea ce înseamnă istoria mișcării trupelor de teatru dinspre Europa, spre Principate, spre România Vechiului Regat și dinspre Principate, România Vechiului Regat, spre Europa. E o expoziție, bineînțeles, foarte densă, cu multe documente deosebit de prețioase pentru istoria teatrului românesc, în care ne-am curat să regăsim și artiști care s-au născut în orașul nostru și, bineînțeles, cea mai grozavă dintre toți este diva, divina, Hariclea Tărche. În afară de aceasta, subliniez doar ceea ce are într-un fel și pe foarte departe și pe voi pe regătură și cu Brăila. M-am bucurat să o văd pe Sara Bernard în niște fotografii foarte frumoase, pentru că această extraordinară actriză a fost și la Brăila în anul